Curtea Constituțională discută astăzi sesizarea opoziției privind legea de majorare a indemnizațiilor primarilor și șefilor de consilii județene. Care au fost nemulțumirile celor care au depus această sesizare, USR și Forța Dreptei? Adică aflăm de la colegul nostru Cornel Chitucea, te ascultăm. Bine te-am regăsit, Irina. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Inițial, această discuție trebuia să fie efectuată pe data de 31 ianuarie, însă cei de la Curtea Constituțională au luat decizia de a amâna pentru astăzi, 28 februarie. În ceea ce privește nemulțumirile depuse de către cei care au depus această solicitare, respectiv USR, sunt două. În primul rând, vorbim în prima fază despre faptul că nu s-a anunțat sursa de finanțare pentru aceste majorări, iar un al doilea motiv extrem de important ar fi faptul că, potrivit acestora, legea a fost adoptată cu două zile înainte ca termenul pentru depunerea amendamentelor să expire. Vedem că este o solicitare înaintată de către USR, însă este semnată și de către Partidul Forța Dreptei. Iar în momentul în care această solicitare a ajuns la Curtea Constituțională, a existat și opinie din partea unui reprezentant USR. Citez, unul dintre motivele invocate este neindicarea sursei de finanțare. În România, regula este excepția de la regulă, dar PSD și PNL au grijă să nu spună acest lucru. Vedem că astăzi este termenul pentru discutarea acestor neconstituționalități înaintate de către USR, pentru că, spunea Cătălin Drulă, problema principală rămâne neconstituționalitatea acestei legi și vom vedea dacă vor fi astăzi încheiate aceste discuții, pentru că există posibilitatea ca ea să fie amânată din nou.